Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Встречайте трепетную весну, люди с земли, убейте войну! Oficiali și veterani au depus flori în memoria celor căzuți în lupte. Мы должны об этом помнить, об этом должны помнить наши дети и об этом должны помнить наши внуки. Ideea de a restaura memorialul îi aparține unei organizații neguvernamentale. La inițiativa acesteia și cu susținerea financiară a Partidului Democrat vor fi reabilitate și alte monumente din perioada sovietică de pe teritoriul țării. Мы распределились так. Все гранитные изделия, тротуарная плитка где-то более 800 тысяч, мраморный пластырь, это все мы приобрели за счет спонсоров, передали управлению по ремонту и строительству дорог муниципе Белц. Они уже выполняли работы. Lucrările de restaurare au costat 400.000 de lei, dintre care 100.000 au fost adunate de către autoritățile locale din Bălți. Membrii Partidului Democrat au depus flori în memoria victimelor celui de-al doilea război mondial și la complexul Eternitate din Chișinău. Este un prelej să mai facem și niște concluzii din trecut, că războiul nu trebuie să se întâmple niciodată. Pe pământul moldovenesc trebuie mereu să fie pace, iar ține de datoria noastră să asigurăm o viață pașnică, cât de complicate nu ar fi circumstanțele și condițiile. Ar fi un apel și al nostru să, ca toate formațiunile politice să facă doar acțiuni care mobilizează și nici de cum nu scindează societatea, să facă acțiuni care consolidează societatea, oamenii din Republica Moldova și nici de cum nu îi cheamă la ură, pentru că istoria ne-a demonstrat mai multe momente triste și cred că e bine să tragem învățăminte. Credem că rațiunea trebuie să câștige. Oamenii trebuie bine să gândească, bine să cântărească, fiindcă pe baricade nu avem cauză de succes și câștig. Acum 73 de ani, în ziua de 22 iunie, Germania nazistă a atacat Uniunea Sovietică.